finala de astăzi, Aneta, Amedea și Oana. Trei finaliste minunate. Aneta, ești prima care dă de roată. Ca să ajungi în finală trebuie să-mi dai cel mai aproape de 100 fără să o depășești. Amedea, dacă îmi dai din prima 100, vă dau și 2000 de lei pe loc. Și Oana, să ne vedem acolo în finală, bine? Hai să vedem. Aneta, ești prima, vino aici. Te rog, și hai să vedem cum stai cu norocul astăzi. Hai să vedem și... A plecat roata, vino lângă mine, te rog. Ce crezi? Suta? Da. A trecut grăbită. Uite 90-ul sus acolo, dar cred că te oprești la 70, nu, 45 și... 45. Ce faci? Mai dai o dată sau? O dată, logic. O dată, hai să vedem. Și-a plecat, și-a plecat, și-a plecat. Și 45. Nu, no, nu ne ajută 100, dar ne ajută 35-ul. Nu mă ajută. Ba te ajută! Ai 80, ești în finală. Vino aici, draga mea, felicitări. Amedea, hai te rog aici să vedem cum stai cu norocul tău astăzi. Și a plecat roata, ușor așa. Și uite cum ne oprim la 75. Trebuie să mai dai o dată, ești obligată că avem un 80, bine? Ia să vedem ce se întâmplă. Pac, ușor, fără să ne stresăm. A trecut 75-ul, a făcut o tură completă și acum 30-ul era perfect, dar din păcate pentru tine ne oprim la 50. O seară frumoasă îți doresc. La fel, succes. Oana, vino lângă mine, te rog, și hai să vedem cum stai tu cu norocul, trebuie să bați 80-ul, da? 80-ul. Hai să vedem. Și-a plecat, vino aici, grea, grea roata, dar norocoasă. Avem un 80 la Aneta și un... Era bun 85-ul, dar uite că a trecut și ne oprim la 65, mai trebuie să mai dai o dată. Da. Hai să vedem... 65 și 30-ul ăla te ajută mult, 85-ul te încurcă. Mi-a părut bine, Oana, o seară frumoasă. Aneta, ești în finală! Ceacapaca! Și soțul acolo, you are my destiny. Ești norocoasă, hai să vedem dacă și ei ceva în această seară. Să fie norocul cum trebuie. Jucăm finala cu Aneta, rămâneți cu noi. Aneta este în finală la noi, nu i-a venit să creadă că se poate să câștige și să... Uite, ești în finală. Da. Avem aici marja ta de eroare cu care te putem ajuta. Bine, te ajut cam singură pentru că tu apeși pe buton. Da. Tu decizi. Da. 1600. Ne-am poți greși prețul cel bun al premiului tău din această seară. Și nu te mai țin, vreau să spunem direct ce câștigi tu în finala noastră, Andrei. Câștigi un mobilier complet pentru dormitor. Am nevoie! Înseamnă chiar complet! Am nevoie! Pentru că dăm așa, un super pat cu o saltea de ultimă generație, cu două nopiere și un dulap, dar și o comodă TV. Patul este utilat cu pilotă și perne într-o lenjerie atrăgătoare. Pe lângă toate acestea mai avem două măsuțe mici, dar și un lampadar elegant cu telecomandă.
un lampadar la care puteți schimba culorile după placul dumneavoastră. Poftiți, ne reluați premiul! Pot să mă uit? Te rog, cum adică ai nevoie? Să mă ce uit s-a întâmplat mai bine, cu dormitorul că nu l-am tău? Văzut. Vreau să-mi fac o casă și pentru a treia cameră mă mut. Nu am dormitor. Extraordin. Uite-vă cum să vină, vă, mânușă. Da. Uite-vă, mânușă, uite-vă, noroc, băi, nene. Nu se poate, băi, așa ce. Da. Ce face prețul ăsta din oameni, domnule. Hai să vedem, să punem mâna pe el, să vedem și să-mi dai un preț ca să și ți-l dau. Tristă dacă nu l-aș câștiga. Și aș fi eu trist. Uf, da. Aș cuvântul meu, de nu, eu aș fi trist. Și e bine că poți să și în caz de ferească pilota. Dumnezeu. A, intră în preț și pilota, nu? Tot. Pilota cu tot. Cu lenjerie, cu tot. Cu lenjerie, cu tot. Bine, mai scoți un dăsta în caz de da, da, vine să poți să te... Doamne. Când știi? Da, nici chiar așa. Da, e frumos, ce să zic. Da. Să mă ajute... Bunul Dumnezeu. Dumnezeu, da. E foarte frumos, ar fi frumos să-l câștig. Trebuie să te... să ceri un sfat așa. Trage, da. trage cu încredere. Aoleu. Pentru că se închide automat, pentru că sunt mai de, cum s-ar spune, da, lux. Deci trebuie să spun prețul, nu? Soțul ne arată... Da. Nu, tu decizi. A, nu, tu decizi. A, nu, mai bine tu. Ba și tu decizi. Ba și tu. Am să spun... Brătut. 8.000. Pe ecran avem marja de eroare de 1.600 de lei. 1.600 de lei câștigați de tine și prețul tău estimat de... 8.000. 8.000 de lei. Noi spunem că am plătit pentru acest dormitor. Am plătit suma de... 12.029 de lei. Am pierdut. Îmi pare rău. Da, ce suma e? Asta e? Voiam să ți-l dau cu drag. Chiar voiam să ți-l ce dau. Ce să facem? Asta e. A fost frumos. O seară frumoasă, Aneta, îți mulțumim din suflet. Mulțumesc. Și să